Stimați apicultori, vă salut, sper că sunteți bine. Sunt în vizită la prietenul meu Denis Botezatu și vrem să vă prezentăm platforma lui. Deci, Denis, câți stopi încap pe platforma ta? De 10 rame 25, dar de 8 rame 27. Dacă știți de 8 rame partea asta cum am pus eu acum, încap 27. Foarte frumos. Partea de 10 rame, și de 8 rame. Mai avem și mijlocul care iese încolo. Da, se vede și mijlocul acolo. În română mai tine că modular se zice, nu? Modular? Apicol. Modular apicol, da. Deci cum se desface de pe mijloc, când se transportă, se pune, se închide înăuntru, da? Da. Bun, foarte frumos. Cândva sper să am și eu unul, așa ceva. Și vizităm niște familii. Și care vrei tu? Sunt la tine, nu-s la mine. Mai multe, da? Deci, prieteni, haideți să vedem cum se prezintă familiile la Denis aici pe modular, da? Modular apicol. Ne-am urcat pe modularul apicol. Da, aici are trei corpuri. Vezi ce de fum? Am văzut că ele au ridicat așa de jos, nu știu, poate mai adun ceva, poate mai... Dacă e ceva chiar prin corpusul 3, ceva strom și ăștia corpusul, dar e... Și ăsta e corpusul 3. Da, adică dacă se înșeapă cu lesul, ele... Ies ceva bine. Nu, și e bine noaptea, că e foarte cald și au... I-am pus 3 dacă să aibă și spațiu și dacă să fie cu les, să aibă spațiu și ramele să nu le... Chiar și se păstrează mai bine acum. Vedem să le... Uite, aici are tot trei corpuri. Dar ne uităm că o ridicat de jos, o mai adunat. Deja tot trebuie să faci extragere înainte de salcăm, a? Înainte de floarea soarelui. Înainte de floarea soarelui și o salcăm. Visează tot la salcăm. El o mai ridicat, m-am uitat că o ridicat de jos, ceva mai adunat. Și asta e corpusul 3, da? Da. Foarte frumos. Să vedem chiar și unul jos. Așa era mai puțin, vezi că eu l-am... Da, el e. O vezi că eu l-am. Hai să nu are. Ce l-a ridicat? Sau eu pe să l-am mutat acolo acolo. Nu mai se minte. Cred că l-am mutat și am pus două dintre două. Ca un corpus așa, vezi? Nu. Așa de trei pătrii în corpusul. În corpul 3x3. Oh, frumos are miere, a? Și polen, a? Adică... Poți să zici puțin despre poziția ta, unde sunt stopii? Că văd că e foarte frumos aici. Aici sunt așa, eu suntem la margine, acolo se începe... E balt, așa, o bucată de teren. Este așa, diferite flori. Dar cu pășelii ăștia mulți, dar florișelii sunt multe, până la prut. Deci... Hai, până la prut, dar nu nici un kilometru, și apoi vine prutul și în partea cealaltă... România. E România, da, și chiar nici nu le duc anul ăsta nicăieri la foarea soarelui, pentru că iese pe aici împrejur și chiar după prut, peste prut la... Deci la un kilometru este România, deci să înțelegeți, noi suntem chiar aici vecini. Da, și este, m-am uitat că este floarea soarelui, se vede de pe deal, se vede că este floarea soarelui și nu e departe, un kilometru jumate, hai să spunem, maxim 2, chiar dacă este, nu e mult. Și mai sunt prin prejur, pe aici să rămân aici. Nu le duci, da? Nu le duci, okay. Și însăși locul acesta este cu apă, este o mezală și este apă, așa că este foarte bine. La polen pe toamna aici este mult, primăvara de vreme de la sal și... Da. Hai bun. Da. Greu. Da. Adică toate așa câtulea că au un corp scrâpt. Și tot se vede.
Adică așa, adică albii n-au destulă, dacă se înșeapă acum un cules. Nu știu, cât așa și să-i las. Da, e ajuns, cred că, Denis. Mulțumesc frumos că ne... Da, deci eu o să închei video, dar Denis vrea să-mi arăte familiile. Așa, haide să filmez ultima, dar... Deci da, albine este jos, sus. Foarte frumos. Denis face treabă foarte bună și ești un mentor bun. Prieteni, cam asta a fost. Sănătate și numai bine. Pa, pa! Astea două tot au fost izolate. Astea care au fost izolate, am văzut că parcă alginătul a împuținat așa, dar... A început, da? Dar jos, tipul început tare frumos. Sănătate și numai bine, pa, pa, prieteni!